Mântuirea numai prin har. Predică rostită la 29 iulie 1866. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Epistola a doua lui Pavel către Timotei, 1 cu 9. Dacă vrem să influențăm persoane care gândesc, trebuie să o facem pe baza unor argumente solide. Mințile înguste pot fi prelucrate chiar și numai prin căldura emoțiilor și prin forța sentimentelor. Dar cu partea cea mai valoroasă a comunității trebuie să lucrezi într-o altfel de manieră. Când Apostolul Pavel a dorit să-l influențeze pe Timotei, fiul său în credință, care era un cercetător sârguincios și serios, înzestrat nu doar cu har, ci și cu talente, el n-a încercat să-l impresioneze făcând apel la sentimentele lui, ci a considerat că modul cel mai eficient de a acționa asupra lui era prin a-i aduce aminte de adevărul doctrinar solid pe care știa că îl crezuse Timotei. Aceasta este o lecție pentru toți slujitorii. Unii predicatori sârguincioși incită oamenii fără încetare, dar rare ori le dau acestora și ceva învățătură, dacă o fac vreodată. Ei aduc mult foc, dar puțină lumină. Să ne ferească Dumnezeu să spunem vreun cuvânt împotriva apelului la sentimente. Acesta este de cea mai mare importanță, la locul său. Însă există o limită în folosirea lui. O religie care se bazează numai pe stârnirea emoțiilor și este susținută și menținută numai pe această bază va fi obligatoriu foarte șubredă și lipsită de substanță. Și opoziția o va zdrobi foarte iute sau mâna timpului o va nărui. Predicatorul poate atinge prin apeluri sentimentele oamenilor, așa cum un harpist atinge coardele harpei. Ar fi foarte nechipzuit dacă ar neglija un instrument atât de apt și de admirabil. Însă, totuși, întrucât are de-a face cu creaturi raționale, nu trebuie să uite să ilumineze intelectul și să dea învățătură înțelegerii. Și cum ar putea face apel la înțelegere mai bine decât prezentându-i adevărul pe care Duhul Sfânt îl dă spre învățătură? Doctrina scripturală trebuie să ne furnizeze motive puternice care trebuie imprimate în mințile creștinilor. Mi se pare că dacă aș putea cumva, pentru un impuls lipsit de raționalitate, să vă determin să faceți o anumită acțiune, poate că ea și-ar avea un rost al său, dar ar fi nesigur și nedemn de încredere, căci ați fi la fel de deschiși la ideea deplasării în direcția opusă dacă ar exista alții mai iscusiți în aceste tipuri de manevre. Dar dacă Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Său să vă influențăm mințile pe baza adevărului solid și a unei argumentații substanțiale, atunci vă veți deplasa cu o putere constantă pe care nimic nu poate devia. O poană zboară în vânt, dar nu are puterea intrinsecă de a se mișca și, în consecință, atunci când vântul s-a oprit, ea cade la pământ. Cam așa e și cu religia emoțiilor stârnite. Dar vulturul are viață în sine însuși și aripile îl poartă semețe înainte. Fie că briza ei este favorabilă, fie nu. Așa este și religia atunci când este susținută de convingerea adevărului. Omul bine instruit în Hristos Iisus stă neclintit acolo unde un prunc neînvățat cade sau este dus în rătăcire. Nu fiți purtați de orice vânt de învățătură, zice apostolul. Și cei care sunt cel mai puțin probabil că vor fi rătăciți sunt cei bine întemeiați în adevăr, după cum se găsește acesta în Iisus. Este întrucâtva remarcabil, sau cel puțin așa pare oamenilor care nu sunt obișnuiți să gândească la acest subiect, că apostolul pentru a-l stârni pe Timotei spre îndrăzneală și pentru a-l păstra consecvent în credință, îi amintește acestuia despre măreața doctrină care spune că harul lui Dumnezeu domnește în privința mântuirii oamenilor. În acest verset, un verset parantetic, după cum l-ar denumi unii, dar care mie mi se pare că merge în aceeași direcție în care curge pasavul, el face un scurt rezumat al Evangheliei, arătând proeminența pe care acesta o acordă harului lui Dumnezeu, cu intenția de a-l menține pe Timotei îndrăzneț în mărturia depusă pentru Hristos. Nu mă îndoiesc câtuși de puțin că învăluită în doctrinele Harului zace o putere cu mult mai mare decât am visat unii vreodată. S-a ajuns la obiceiul de a privi adevărul doctrinar ca nefiind nimic mai mult decât teorie nepractică. Și mulți au vorbit despre preceptele cuvântului lui Dumnezeu ca fiind mai practice și mai folositoare. Poate va veni ziua în care vom vedea într-o lumină mai clară că învățătura sănătoasă este însăși rădăcina și energia vitală a sfințeniei practice. Și a învăța pe oameni adevărul revelat de Dumnezeu este modul cel mai concret și mai sigur de a-i duce spre ascultare și sfințenia perseverentă. Fie ca Duhul Sfânt să ne asiste în timp ce, mai întâi, vom examina doctrina propovăduită de apostol în acest text și, în al doilea rând, utilizările acestei doctrine. În primul rând, cu mare atenție să examinăm doctrina propovăduită de apostol în acest text. Prietenii își vor aminti că obiectul nostru nu e acela de a predica cea mai populară sau mai acceptabilă doctrină și nici nu dorim ca în adunare să expunem concepțiile unui anume om. Singurul nostru cel este acela de a prezenta ceea ce considerăm a fi înțelesul textului. Vom rosti probabil doctrine care nu vor fi pe placul unora, iar dacă nu vă vor plăcea, noi nu vom fi deloc surprinși. Și chiar dacă veți fi vexați și supărați, nu vom fi deloc alarmați. Întrucât noi n-am înțeles niciodată că am fi fost trimiși să predicăm ceva ce ar trebui să placă auditorilor noștri.
și nici nu ni se cere de către oameni raționali, ca să nu spunem înzestrați cu har, să ne modelăm concepțiile pentru a se potrivi celor avute de audiența noastră. Noi ne socotim răspunzători față de Dumnezeu și de text. Și dacă oferim înțelesul textului, credem că redăm gândirea lui Dumnezeu și atunci vom fi pe placul său, lucru care ne va fi suficient. Iar apoi poate să ne contrazică cine vrea. Cu toate acestea, fie ca fiecare minte candidă să fie dispusă să primească adevărul care se găsește clar în cuvântul inspirat. În cuvintele care ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, apostolul, afirmându-și doctrina, declară că Dumnezeu este autorul mântuirii, care ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Tot sensul versetului este direcționat spre o mare afirmație categorică a doctrinei lui Iona. Mântuirea vine de la Domnul. Iona 2:9. Ar fi nevoie de foarte multă răstălmăcire, implicând mai mult decât ingeniozitate, ar cere chiar necinste să înțelegi din acest text că mântuirea vine de la om. Însă, a descoperi că mântuirea este în întregime de la Dumnezeu înseamnă a percepe adevărul care se află la însăși suprafața textului. Nu se impune nevoia unei cercetări profunde. Drumețul, chiar un echipzuit de-ar fi, nu se va rătăci în el. Întrucât textul spune atât de clar pe cât pot cuvintele înfățișa, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Prin urmare, apostolul, pentru a aduce în prim plan faptul că mântuirea este prin har, declară că ea este de la Dumnezeu, că ea izvorăște direct din el, în întregime din el și numai și numai de la el. Oare nu este aceasta în conformitate cu învățătura Duhului Sfânt din alte locuri, unde el afirmă în repetate rânduri că alfa și omega mântuirii noastre trebuie găsite nu în noi înșine, ci în Dumnezeul nostru? Apostolul nostru, spunând că Dumnezeu ne-a mântuit, se referă la toate persoanele unității divine. Tatăl ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, 1 Ioan 5:11. Tatăl însuși vă iubește, Ioan 16:27. El este acela cărui minte plină de har a conceput prima gândul răscumpărării alor săi din ruina căderii. Mintea sa a fost aceea care a plănuit modul mântuirii prin substituție. Din inima sa generoasă a țâșnit mai întâi gândul că Hristos ar trebui să sufere în calitate de căpetenie de legământ al poporului său, după cum spune apostolul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui. Efeseni 1:3-6. Din măruntaiele compasiunii divine a venit darul singurului său fiu născut. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Tatăl a selectat oamenii cărora li se va stârni interesul față de răscumpărarea prin fiul său, căci aceștia sunt descriși ca fiind chemați după planul său, Romani 8:28. Planul mântuirii în toate detaliile sale a izvorât din înțelepciunea și harul Tatălui. Cu toate acestea, apostolul nu a trecut cu vederea lucrarea Fiului. Cu cea mai mare siguranță, prin Fiul lui Dumnezeu suntem noi mântuiți, căci nu este numele său Iisus Mântuitorul? Întrupat în carne omenească, sfânta sa viață este neprihănirea în care sunt înveșmântați sfinții, în timp ce moartea sa umilitoare și dureroasă a împlinit nevoia sacră de sânge în care păcătosul trebuie să fie spălat pentru a fi curățat. Răscumpărarea care este în Hristos Iisus este aceea prin care poporul lui Dumnezeu este primit în prea iubitul său. Cu un suflet, înaintea tronului ei cântă, acelui ce ne-a iubit și ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele său, a lui să fie slava. Apocalipsa 1:5. Iar ei intonează acest imn pentru că el merită slava care îi se aduce. Fiul lui Dumnezeu este acela care este mântuitorul oamenilor și nu oamenii sunt mântuitorii lor înșiși. Și apostolul nu a uitat, sunt îngredințat de aceasta, de a treia persoană din binecuvântata unitate, de Duhul Sfânt. Cine altcineva decât Duhul Sfânt ne dă mai întâi puterea de a înțelege Evanghelia? Căci omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:14. Oare nu Duhul Sfânt este acela care ne influențează voința, întorcându-ne de la vechea noastră răzvrătire la ascultarea de adevăr? Oare nu Duhul Sfânt este acela care ne înnoiește, creându-ne în Hristos în vederea faptelor bune? Oare nu prin suflarea Duhului Sfânt trăim viața spirituală? Nu este El pentru noi instructorul, mângâietorul, învietorul nostru? Nu este El de fapt totul prin lucrările sale active asupra minții noastre? Prin urmare, despre Tatăl în planificare, despre Fiul în răscumpărare și despre Duhul Sfânt în aplicarea răscumpărării, trebuie să vorbim ca despre singurul Dumnezeu care ne-a mântuit. Fraților, a spune că noi ne mântuim pe noi înșine înseamnă a rosti o absurditate evidentă. În Scriptură noi suntem denumiți un templu, un templu sfânt în Domnul.
Dar ar putea cineva să afirme că pietrele edificiului au fost propriul lor arhitect? Se poate spune că pietrele clădirii în care suntem adunați acum s-au cioplit în forma actuală și apoi s-au adunat în mod spontan și au ridicat acest edificiu spațios? Dacă cineva ar afirma un lucru atât de nechipzuit, am fi înclinat să-i punem la îndoială sănătatea mentală. Cu mult mai mult vom suspecta așadar sănătatea spirituală a unui om care s-ar aventura să afirme că marele templu al adunării lui Dumnezeu s-a proiectat și s-a construit singur. Nu, ci noi credem că Dumnezeu Tatăl a fost arhitectul, a desenat planul, a furnizat materialele de construcție și va desăvârși lucrarea. Se va spune oare că cei care au fost răscumpărați s-au răscumpărat singuri? Că sclavii lui Satan și-au rupt singur lanțurile? Atunci de ce a mai fost nevoie de un răscumpărător? Cum ar mai fi fost nevoie ca Iisus să se pogoare în lume să-i răscumpere pe cei care s-ar fi putut răscumpăra singuri? Credeți că oile lui Dumnezeu smulse din fălcile leului ar fi putut să scape singure? Ar fi un lucru straniu dacă lucrurile astea așa. Domnul nostru Iisus nu a venit pentru a face o lucrare din exces de zel. Dar dacă a venit pentru a mântui oamenii care s-ar fi putut mântui singuri, atunci înseamnă cu siguranță că a venit fără să fie existat necesitatea de a o face. Noi nu putem crede că Hristos a venit pentru a face ceea ce păcătoșii ar fi putut face singuri. Nu. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Isaia 63:3. Iar răscumpărarea poporului său îi va aduce slavă numai lui. Se poate afirma că cei care erau morți s-au resuscitat spiritualicește singuri? Se pot învia morții pe ei înșiși? Cine va afirma că Lazar, care putrezea mormânt, a venit la viață prin propria sa putere? Dacă așa s-ar spune și așa s-ar și crede, doar atunci și de fapt nici atunci nu vom crede că morții în păcat s-au înviat vreodată. Cei care sunt mântuiți de Dumnezeu, Duhul Sfânt, sunt creați din nou conform Scripturii. Dar cine a visat vreodată că creația s-ar fi putut crea singură? Dumnezeu a creat lumea din nimic, prin rostire, dar nimicul nu a ajutat la crearea Universului. Energia divină poate face tot, dar ce poate face nimicul? Acum, dacă avem o nouă creație, trebuie să fi fost și un creator și este clar că pe atunci, noi nefiind creați spiritualicește, nu am putut ajuta la propria noastră nouă creație. Decât dacă, desigur, moartea ar putea ajuta vieții și non-existența poate ajuta creației. Gândirea firească nu ajută Duhului Dumnezeu la crearea unui om nou, ci regenerarea este cu desăvârșire lucrarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, iar lucrarea înnoirii este din puterea sa neasistată. Deci, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul îl adorăm și adunând la oaltă aceste gânduri, ne proșternăm cu smerenie la picioarele tronului Augustei Maiestăți și recunoaștem că dacă suntem mântuiți, atunci numai El singur ne-a mântuit și a Lui să fie slava. Apoi remarcăm faptul că în acest verset harul este scos în evidență atunci când vedem că Dumnezeu acționează pe baza unei metode singulare, care ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Particularitatea acestei metode constă din trei trăsături specifice, dintre care prima este faptul că mântuirea este deja săvârșită. Apostolul folosește timpul trecut și spune ne-a mântuit. Credincioșii în Hristos Iisus sunt mântuiți. Ei nu trebuie priviți ca oameni care sunt într-o stare de nădejde și care în cele din urmă ar putea fi mântuiți, ci ei sunt deja mântuiți. Aceasta spusă nu este în conformitate cu vorbele obișnuite ale mărturisitorilor de astăzi, căci mulți dintre ei vorbesc despre a fi mântuit atunci când mor, ci este în conformitate cu uzajul Scripturii care vorbește despre noi ca fiind mântuiți. Să fie cunoscut de către fiecare bărbat și femeie din persoanele prezente aici în această dimineață că ele sunt fie mântuite chiar în acest moment, fie pierdute și că mântuirea nu este o binecuvântare de care vă veți bucura pe patul de moarte și pe care o veți cânta sus într-o stare viitoare, ci o chestiune care poate fi obținută, primită, făgăduită și de care vă puteți bucura acum. Dumnezeu și-a mântuit sfinții. Observați, nu i-a mântuit parțial, ci i-a mântuit în întregime. Creștinul este perfect mântuit în planul lui Dumnezeu. El l-a orânduit pentru mântuire, iar acel plan este desăvârșit. Creștinul este mântuit și cu privire la prețul care a fost plătit pentru el, căci acesta nu este plătit parțial, ci în întregime. Lucrarea substitutivă pe care a săvârșit-o Hristos nu este o anumită proporție dintr-o lucrare ce trebuie făcută, ci pe când murea, strigătul mântuitorului a fost, s-a isprăvit. Credinciosul mai este perfect mântuit și într-o căpetenie a legământului său. Fiindcă după cum eram totalmente pierduți de îndată ce Adam a căzut, înainte să fi comis noi vreun păcat faptic, tot așa, fiecare om în Hristos a fost mântuit atunci când al doilea Adam și-a terminat lucrarea și acesta este sensul în care Pavel folosește expresia El ne-a mântuit. Această desăvârșire este una din trăsăturile specifice, dar trebuie să mai observăm una. Sesizați ordinea lor, nu doar săvârșirea lor. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Cum adică? Ne-a mântuit înainte de a ne fi chemat? Da, așa spune textul. Dar este vreun om mântuit înainte de a fi chemat prin har? Nu prin propria sa experiență? Nu în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt, dar este mântuit în planul lui Dumnezeu, în răscumpărarea săvârșită de Hristos și în relația sa cu căpetenia legământului său.
Și el mai este mântuit în privința faptului că lucrarea mântuirii sale este efectuată, iar el trebuie să o primească doar ca pe o lucrare încheiată. În vremurile de demult, când existau închisori ale datornicilor, ai fi putut intra liniștit în celul la un datornic spunându-i: te-am eliberat, dacă ai fi plătit datoriile sale și ai fi obținut un mandat de punere în libertate. Poate vei spune: păi, el este încă în închisoare. Așa e, dar tu l-ai eliberat de îndată ce ai plătit datoriile. Este adevărat că el este încă în închisoare, dar nu se mai află acolo legal. Și de îndată ce omul a aflat că datoria a fost plătită și că chitanța a fost depusă autorităților în drept, el și-a și dobândit libertatea. Deci, Domnul Iisus Hristos a plătit datoriile poporului său înainte ca ei să fi știut ceva despre asta. Nu a plătit el precuce în urmă cu peste 1800 de ani până la ultimul bănuț? Și nu este acesta motivul pentru care de îndată ce ne întâlnește pe calea Harului, el strigă: te-am mântuit, primește viață veșnică? Prin urmare, noi suntem în mod virtual, deși nu faptic, mântuiți înainte de a fi chemați. Ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Și totuși mai există o trăsătură specifică aflată în strânsă legătură cu chemarea. Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă. Aceia pe care Mântuitorul i-a mântuit pe lemn sunt la timpul potrivit chemați în mod eficient de puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, spre sfințenie. Ei se leapă de păcate, se străduie să fie ca și Hristos, ei aleg sfințenia nu din vreo constrângere, ci din revendicările exprimate de o natură nouă care îi face să se bucure de sfințenie, după cum la fel de firesc înainte se desfătau un păcat. În timp ce vechea lor natură iubea tot ce este rău, noua lor natură nu poate păcătui, pentru că este născută din Dumnezeu și iubește tot ce este bun. Nu menționează apostolul acest rezultat al chemării noastre pentru a veni în întâmpinarea celor care spun că Dumnezeu și-a chemat poporul întrucât el prevăzuse sfințenia oamenilor lui? Nu așa stau lucrurile. El îi cheamă la acea sfințenie. Sfințenia respectivă nu este o cauză, ci un efect. Nu este motivul planului său, ci rezultatul planului său. El nici nu i-a ales, nici nu i-a chemat pentru că erau sfinți, ci i-a chemat ca să devină sfinți, iar sfințenia este frumusețea produsă de lucrarea sa în ei. Virtuțile pe care le vedem într-un credincios sunt produsul lucrării lui Dumnezeu tot atât de mult pe cât este ispășirea însăși. Acest al doilea punct aduce la lumină cu mai mare plăcere plinătatea harului lui Dumnezeu. Mai întâi, mântuirea trebuie să fie prin har, pentru că Domnul este autorul ei și ce alt motiv decât harul l-ar fi putut mișca pentru a-i mântui pe vinovați. În al doilea rând, mântuirea trebuie să fie prin har, întrucât Domnul lucrează într-un asemenea mod încât propria noastră neprihănire este exclusă pentru totdeauna. Mântuirea este încheiată de Dumnezeu și prin urmare nu vine de la om sau prin intermediul acestuia. Mântuirea este săvârșită de Dumnezeu într-o ordine care plasează sfințenia noastră ca o consecință, nu ca o cauză și ca atare, meritul personal este lepătat pentru totdeauna. Atunci când un vorbitor dorește să accentueze adevărul rostit și să se facă clar înțeles, în general va adăuga afirmației sale o formă negativă. Deci apostolul adaugă un negativ: nu pentru faptele noastre. Cea mai răspândită predică a lumii este: fă cât poți de mult bine, trăiește o viață morală și Dumnezeu te va mântui. Dar predicarea evanghelică sună așa: tu ești un păcătos pierdut și nu meriți de la Dumnezeu decât disgrația sa. Dacă ar fi să fii mântuit, nu s-ar putea decât printr-un act de har suveran. Dumnezeu ar trebui să-ți întindă nesilit sceptrul de argint al dragostei sale, căci tu ești un ticălos vinovat care merită să fie trimis în fundul iadului. Cele mai bune fapte ale tale sunt atât de pline de păcat încât nu te pot mântui cu niciun chip. Harului benevol al lui Dumnezeu datorezi tu toate lucrurile. Cineva ar putea întreba: ah, nu sunt de niciun folos faptele bune? Faptele dumnezeiești sunt de folos atunci când sunt dovezele mântuirii unui om. Dar faptele bune nu mântuiesc un om și faptele bune nu influențează hotărârea lui Dumnezeu de a mântui vreun om. Fiindcă dacă ar fi așa, atunci mântuirea ar fi o chestiune de datorie și nu de har. Domnul a declarat în cuvântul său în repetate rânduri: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. În epistola către Galateni, apostolul spune cu multă tărie exact acest lucru. El îl declară cu o voce tunătoare, din nou și din nou și din nou. El neagă că mântuirea ar fi măcar în parte datorită faptelor noastre, căci dacă ar fi prin fapte, declară el, atunci n-ar mai fi prin har. Altfel, harul n-ar mai fi har și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altfel, faptele n-ar mai fi fapte. Pavel ne asigură că cele două principii ale harului și meritelor nu se pot amesteca, după cum nu poți amesteca apa și focul. Dacă este ca omul să fie mântuit pe baza harului lui Dumnezeu, atunci trebuie să fie pe baza harului lui Dumnezeu și nu pe baza faptelor. Iar dacă este ca omul să fie mântuit pe baza faptelor, atunci trebuie să fie mântuit în întregime pe baza faptelor și nu a îndurării amestecate cu ele, pentru că îndurarea și fapta nu merg împreună. Iisus mântuiește, într-adevăr, dar el fie săvârșește toată lucrarea, fie nu săvârșește nimic din ea. El este căpetenia și desăvârșirea și faptele meritorii nu trebuie să-l jefuiască de partea cuvenită lui.
Păcătosule, tu trebuie fie să primești mântuire în mod gratuit din mâna Harului Divin, fie să o agonisești prin propriile tale merite neasistate. Dar acest ultim lucru este absolut imposibil. Ah, de te-ai supune primului. Frații mei, acesta este adevărul, care trebuie în continuare să fie predicat. Acesta este adevărul care a zguduit întreaga Europa de la un capăt la celălalt atunci când Luther l-a proclamat la început. Nu este acesta vechiul tunet pe care marele reformator l-a trezit spre Roma? Îndreptățiți în mod gratuit pe baza Harului, prin intermediul răscumpărării care este în Hristos Iisus. Dar de ce a făcut Dumnezeu ca mântuirea să fie pe baza credinței? Scriptura ne spune, prin urmare este prin credință ca să fie prin Har, Romani 4:16. Dacă ar fi fost pe baza faptelor, atunci ar fi fost pe baza unei datorii. Dar întrucât mântuirea este prin credință, vedem clar că în credință nu există niciun merit. Prin urmare, mântuirea trebuie să fie pe baza Harului. Textul meu este chiar mai explicit, căci este menționat planul veșnic. Următorul lucru pe care îl spune apostolul este acesta. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui. Rețineți această formulare, după hotărârea lui. Ah, cum se mai zvârcolesc unii asupra acestui cuvânt, de parcă ar fi viermișori înfipți în cârligul pescarului. Dar iată-l prezent acolo și nu ne mai putem descotorosi de el. Dumnezeu își mântuiește poporul după planul său, ba mai mult, după propriul său plan. Frați și surori, nu vedeți voi modul în care tot meritul și toată puterea făptuirii este expulzată atunci când sunteți mântuiți, nu după planul sau meritul vostru, ci după propriul său plan? Nu voi zăbovi asupra acestui lucru. Nu intenționez să expun pe deplin în discursul acestei dimineți marea taină a dragostii care alege. Dar nu voi dosi adevărul nici o clipă măcar. Dacă un om este mântuit, nu e mântuit pentru că el a plănuit să fie mântuit, ci pentru că Dumnezeu a plănuit să-l mântuiască. N-ați citit niciodată de poziția Duhului Sfânt, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Mântuitorul a spus apostolilor săi, spunându-și și nouă de fapt, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Cu privire la libertatea voinței, unii au părere, alții alta, dar doctrina Mântuitorului nostru este, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Voi nu vreți să veniți, voințele voastre nu vă vor aduce niciodată. Iar dacă totuși veniți, aceasta se datorează faptului că Harul v-a înduplecat. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Este un text general, măreț și prețios, dar el este foarte consecvent cu restul versetului. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Textul nostru ne spune că mântuirea noastră are loc după planul său. E ciudat că oamenii se mânie atât de tare împotriva planului lui Dumnezeu. Noi înșine avem un plan, noi permitem semenilor noștri să aibă o parte de voință personală, mai ales atunci când vor să doneze bunurile lor. Dar oamenii vor să lege și să îl înlățuiască pe Dumnezeul meu, interzicându-i să facă ce vrea el cu ce este al său. Dar să vă fie cunoscute aceste lucruri, voi oameni care replicați împotriva lui Dumnezeu, că el nu dă socoteală de ale sale, ci vă întreabă, nu pot face ce vreau cu ce este al meu? El domnește în cerul și peste oștirile acestei lumi inferioare și nimeni nu-i poate opri mâna sau spune, ce faci? Dar apoi textul, ca nu cumva să facem vreo greșeală, adaugă, după hotărârea lui și după harul. Planul nu este fondat pe vreun merit văzut mai dinainte, ci numai pe har. Este vorba despre har, numai despre har și de nimic altceva decât despre har de la început până la sfârșit. Omul stă tremurând afară, un criminal osândit, iar Dumnezeu șezând pe tronul său își trimite la el vestitorii pentru a-i spune că este dispus să primească la sine păcătoși și să-i grațieze. Păcătosul răspunde, ei bine, sunt dispus să fiu grațiat dacă mi se permite să fac ceva pentru a dobândi grațierea. Dacă pot sta înaintea regelui și pretinde că am făcut ceva pentru a-i câștiga favoarea, sunt destul de dispus să vin. Dar vestitorul îi dă replica, nu, ci dacă este să fii grațiat, trebuie să înțelegi că acesta este în întregime un act de har din partea lui Dumnezeu. El nu vede nimic bun în tine, dar este dispus să te primească așa cum ești. Murdar, rău, ticălos și lipsit de merite. El este dispus să-ți dea în har ceea ce nu ți-ar vinde și ceea ce știe că nu poți dobândi de la el. Vrei să primești aceasta? Natural, fiecare om va răspunde nu. Nu accept să fiu mântuit în felul acesta. Ei bine, suflete, adu-ți aminte că nu vei fi niciodată mântuit absolut deloc, pentru că modul lui Dumnezeu este cel al mântuirii prin har. Dacă ar fi să fii vreodată mântuit, dragul meu ascultător, va trebui să mărturisești că nu ai meritat vreodată nici măcar o binecuvântare de la Dumnezeul Harului. Dacă ar fi să ajungi vreodată în ceruri, va trebui să dai numelui Său toată slava. Și amintește-ți că, chiar și în privința acceptării acestei îndurări oferite ție, nu o vei accepta niciodată dacă nu te face El dispus să o primești. El o înfățișează cu generozitate înaintea fiecăruia dintre voi și te invită cu onestitate să vii la Hristos și să trăiești. Dar știu că nu vei veni niciodată dacă Harul eficient care a furnizat mai întâi îndurarea
nu te va face să fii și dispus să accepte această îndurare. Deci, textul ne spune că este vorba de planul și de îndurarea lui. Din nou, pentru a înlătura orice pare a mândrie, despre toate acestea se vorbește ca despre un dar. Vă rog să observați aceasta, ca nu cumva, căci noi suntem niște oi atât de rătăcitoare în această privință, să ieșim de pe pășune. Deci, se adaugă, după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat. Nu care ne-a fost vândut sau care a fost oferit, ci dat. Aici el rostește un cuvânt care dă lovitura de grație tuturor meritelor. Care ne-a fost dat. Dăruit. Și ce poate fi mai gratuit decât un cadou? Și ce poate fi mai evident ca izvorând din har? Dar darul este dat, într-un fel care îl slăvește pe Hristos, este scris, care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Noi rugăm să avem parte de îndurare din izvorul harului, dar nu cerem să facem noi găleata cu care ne este adus harul. Hristos trebuie să fie vasul sacru în care harul lui Dumnezeu este adus buzelor noastre însetate. Acum unde este fala? Păi cu siguranță că ea este îngenunchiată la poala crucii și cântă, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu e oare vorba despre har și numai despre har? Cu toate acestea, puțin mai departe este menționată și adăugată o perioadă, înainte de veșnicie. Aceste ultime cuvinte mi se par a umili o dată pentru totdeauna ideea privitoare la orice merit propriu pentru mântuirea noastră. Întrucât aici este mărturisit că Dumnezeu ne-a dat harul înainte de veșnicie. Unde erai tu atunci? Ce contribuție ai adus tu înainte de veșnicii? Încearcă dacă poți să zbori cu închipuirea în anii străvechi în care munții cei bătrâni și natura vârstnică încă nu se născuseră. Atunci când lumea și soarele și luna și stelele erau toate un embrion în măreața mintea lui Dumnezeu. Atunci când pe marea nenavigată a spațiului încă nu bătuse nicio aripă de sarafim și atunci când tăcerea maestoasă nu tresărise la uzul imnurilor heruvimilor. Când Dumnezeu sălășluia singur. Dacă îți poți imagina acel timp înainte de timp, acea vastă veșnicie, să știi că atunci ne-a dat El nouă har în Hristos Iisus. O, suflete, ce ai avut tu de a face cu asta? Care ți sunt așadar meritele? Unde erai tu însuți? O, tu fir de praf de pe cumpănă, gâză trăitoare o zi, unde erai tu atunci? Vezi tu cum Domnea Jehova împărțind îndurare după cum îi bine plăcea și rânduind la viață veșnică, fără să se sfătuiască cu vreun om sau vreun înger, căci niciun om și niciun înger nu existau încă, ca să poată fi numai prin har. El ne-a dat har înainte de începuturile lumii. Am prezentat cu sinceritate doctrina textului și nimic altceva. Dacă nu acesta este înțelesul textului, atunci nu știu care ar putea fi el. Dar eu cred că v-am oferit înțelesul său natural și gramatical. Iar dacă nu vă place învățătura asta, ei bine, nu vă pot ajuta. Nu i-am scris textul și dacă trebuie să-l prezint, atunci trebuie să-l prezint cu onestitate, așa cum este el în cuvântul stăpânului meu. Și vă rog să primiți ce spune el, indiferent de ceea ce veți face cu lucrurile pe care vi le spun eu. În al doilea rând, vă rog să mai aveți răbdare pentru a vă arăta întrebuințările acestei doctrine. Doctrina Harului a fost dosită în depozitul de lemne. Este recunoscut faptul că ea este adevărată, căci este mărturisită în multe crezuri. Ea se află în articolele Bisericii Angliei și se află în mărturisirile numeroaselor feluri de creștini protestanți, cu excepția celor care sunt arminieni declarați, dar cât de puțin predicată este ea. Ea este depusă printre relicvele trecutului, considerată a fi un fel de ofițer pensionar respectabil, despre care nu te mai aștept să mai facă vreun serviciu activ. Acum, eu cred că această doctrină nu este un ofițer în pensionare din armata stăpânului, ci este la fel de plin de forță și de vigoare pe cât a fost odată. Dar care să fie întrebuințarea sa? Păi mai întâi, este clar din pasaj că ea are tendința de a-l face îndrăzneț pe omul care o primește. Pavel îi spune lui Timotei să nu se rușineze pentru următorul motiv. Cum s-ar putea rușina un om atunci când crede că Dumnezeu i-a dat har în Hristos Iisus înainte de a fi fost lumea? Să presupunem că omul este foarte sărac. El spune, oh, ce contează? Deși n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior, cu toate acestea am mult și am parte în lucrurile veșnice. Numele meu nu este în cartea judecății, nici în almanahul nobilimii, dar se află în cartea alegerii lui Dumnezeu și se află acolo înainte de veșnicii. Un asemenea om îndrăznește să se uite drept în ochii celui mai mândru dintre semenii lui. Aceasta este doctrina cu care se hrăneau vitejii din vechime, bărbați care atunci când se năpusteau în luptă cu strigătul domnul oștirilor, îi făceau pe cavaleri să zboare dinainte lor ca pleava în vânt. Nu există nicio doctrină ca ea, care să dea omului coloană vertebrală și să-l facă să simtă că este făcut pentru ceva mai bun decât pentru a fi călcat în picioare ca un pai în bălegar de călcâiul unui despot. Cine vrea poate să strâmbe din nas, dar alesul lui Dumnezeu își derivă rangul nobiliar din alegerea dumnezească, pe care nicio diplomă de nobilare regală nu poate întrece ca strălucire. Aș vrea ca harul gratuit să fie predicat mai mult, pentru că el dă oamenilor de crezut ceva cu adevărat demn de încredere. Marea masă de creștini mărturisitori nu știe nimic despre aceste doctrine. Religia lor constă în a se duce de un anumit număr de ori la locașul de închinare, dar lor nu le pasă de adevăr de niciun fel. În această chestiune vorbesc fără prejudecăți.
dar în decursul păstoririi mele foarte extensive, am vorbit cu un mare număr de oameni care ani buni au fost membri ai altor adunări și când le-am pus câteva întrebări despre chestiuni doctrinare, nu mi s-a părut că erau eronați. Erau în întregime dispuși să creadă aproape orice i-ar fi putut învăța un om serios, dar ei nu știau nimic despre ei înșiși, nu aveau concepții personale și nici opinii categorice. Copiii noștri care au învățat mărturisirea de credință Westminster știu mai multe despre doctrinele Harului și despre doctrina Bibliei decât sute de adulți care frecventează o adunare unde le se propovăduiește foarte elocvent despre nimic. Nu cu mult timp în urmă, un critic cu o percepție foarte ascuțită a remarcat faptul că dacă ai audiat 13 conferințe despre astronomie sau geologie, ai putea ajunge să-ți dai seama destul de bine la ce se referă acea știință și care este teoria conferențiarului. Dar dacă ar fi să audiezi 1300 de predici ale unor slujitori, habar n-ai avea despre ce predică sau care sunt preferințele lor doctrinare. Nu așa ar trebui să stea lucrurile. Oare nu chiar acesta este motivul pentru care puseismul se răspândește atât de mult și tot felul de erori sunt atât de înrădăcinate pentru că poporul nostru în întregime nu știe ce crede? Doctrinele Evangheliei, dacă sunt primite bine, dau unui om ceva ce știe și de care se ține strâns și vor deveni dragi, pentru că va fi pregătit să moară dacă ar fi ca focurile persecuțiilor să fie aprinse din nou. Mai mult, nu numai că această doctrină dă omului ceva de care să se țină, ci este ceva care îl ține pe om. Odată ce într-un om a imprimat că mântuirea este de la Dumnezeu și nu de la om și că harul lui Dumnezeu este acela care trebuie slăvit și nu meritele omenești, nu vei reuși să mai smulgi acea credință din el. Este cel mai rar lucru din lume să auzi un asemenea om apostazind vreodată de la credința sa. Alte doctrine sunt teren alunecos, ca panta unui munte cu pământ instabil și pietre dislocate, pe care drumețul poate aluneca mult și bine până se găsesc măcar un sprijin temporar. Dar această doctrină este ca o treaptă de granit de pe piramida veșnică a adevărului. Pășiți pe ea și nu vă va mai fi teamă de alunecare în ceea ce privește rămânerea în picioare doctrinară. Dacă vrem ca adunările noastre din Anglia să fie bine instruite și să țină strâns adevărul, trebuie să aducem la lumină marele și străvechiul adevăr al planului veșnic al lui Dumnezeu în Hristos Iisus dinainte de veșnicii. O, fie ca Duhul Sfânt să-L scrie pe inimile noastre. Mai mult, frații mei, această doctrină copleșește ca o avalanșă toate pretențiile tacmei preoțești. Dacă s-ar spune oamenilor că ei sunt mântuiți de către Dumnezeu, iar spune îndată, atunci care este rostul preoților? Dacă li s-ar spune că este vorba de harul lui Dumnezeu, atunci ar zice, păi atunci nu este nevoie ca banii noștri să cumpere slujbe și absolviri, iar preoția s-ar prăbuși pe dată. Prea iubiților, acesta este berbecul de luptă pe care Dumnezeu îl folosește pentru a zdruncina porțile iadului. Cu cât mai plin de putere este acesta decât scrierile frumoasele multor teologi, care nu au mai multă putere decât o trestie și nu dau mai multă lumină decât un biet fitil de lampă fumegând. De ce credeți că oamenii se întâlneau în păduri în timpul persecuțiilor, se adunau cu miile în afara orașului Antwerpen și în locuri asemănătoare pe continent, periclitându-și viața? Credeți cumva că se adunau pentru a auzi sărmana teologie a laptelui îndoit cu apa acestui veac sau pentru a primi lapte căldicel amestecat cu apă al anticalviniștilor moderni? Cu siguranță că nu, frații mei. Ei aveau nevoie de hrană mai tare și de o nutriție mai savuroasă pentru a-i atrage. Vă închipuiți cumva că atunci când audierea unui predicator se pedepsea cu moartea, oamenii strecurându-se în puterea nopții și străbătând vânturile furtunilor, erau dispuși să asculte eseuri filozofice sau precepte morale pur omenești sau supoziții teologice lipsite de esență amestecate, diluate? Nu. În acele lucruri nu exista energie pentru a atrage pe oameni care își puneau viețile în pericol. Dar atunci ce îi făcea pe ei să se adune în puterea nopții, în toiul trăsnetelor și atunetelor? Ce îi strângea pe ei la oaltă? Păi chiar doctrina Harului lui Dumnezeu, doctrina lui Iisus și a servilor săi, Pavel și Augustin și Luther și Calvin. Pentru că în această doctrină există ceva ce atinge inima creștinului și dă hrana care este pe placul sufletului său. Hrană savuroasă, potrivit pentru apetitul său venit din ceruri. Pentru a auzi această învățătură, oamenii înfruntau moartea și sfidau sabia. Și dacă ar fi să vedem pălăriile stacojii smulse de pe capetele purtătorilor lor și capetele care au primit tonsura și gătelile vulgare ale Romei trimise înapoi în locul de unde au venit și să dea Dumnezeu să ia cu ele și Biserica Națională Puseistă, atunci aceasta se va face numai declarând doctrinele Harului lui Dumnezeu. Atunci când acestea sunt declarate și repuse în drepturile lor în toate locurile, îi vom face din nou pe dușmanii lui Dumnezeu și ai oamenilor să știe că ei nu pot să stea în picioare nicio clipă acolo unde oamenii lui Dumnezeu rotesc sabia lui Dumnezeu și a lui Gedeon predicând doctrinele Harului lui Dumnezeu. Fraților, fie ca oamenii să primească aceste adevăruri, fie ca ele să fie scrise în inimile lor de Duhul Sfânt, și atunci ei își vor înălța privirile. Omul care le-a primit va spune, Dumnezeu m-a mântuit și va umbla uitându-se constant la Dumnezeu. El nu va uita să vadă mâna lui Dumnezeu în natură și în providență. Dimpotrivă, el va discerne peste tot că Domnul lucrează și îl va adora cu umilință.
El nu va acorda legilor naturii sau tacticilor statului slava cuvenită celui preanalt, ci va avea respect față de stăpânitorul nevăzut. Limba pe care o vorbește este: voi face numai ceea ce a spus Domnul. Voi urma numai voia sa. Voi trăi numai pe baza făgăduințelor sale. Este un obicei binecuvântat să înveți un om să privească în sus, să privească la Dumnezeu în toate lucrurile. În același timp, această doctrină îl face pe un om să se uite la sine cu umilință. Ah, va spune el, nu sunt nimic și nimic din mine nu merită prețuire. Nimic bun nu locuiește mine. Dacă sunt mântuit, nu mă pot foli cu aceasta. Nu pot nici de cum atribui un merit, ci Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a făcut-o. Nimic altceva nu-l smerește pe om mai mult și nimic altceva nu-l bucură mai mult. Nimic nu-l prosternează mai tare înaintea scaunului îndurării, dar nimic nu-i dă mai multă îndrăzneală pentru a se uita drept la fața semnului său. Este un adevăr grandios. Facă Dumnezeu ca voi toți să cunoașteți puterea tăriei sale. În ultimul rând, acest adevăr prețios este plin de mângâiere pentru păcătos și de aceea îl iubesc eu. Așa cum a fost el prăbăduit de unii, a fost exagerat și preschimbat într-o sperietoare. Sunt unii care predică doctrina alegerii de parcă a fi un șir de țepuși ascuțite care se împiedice păcătosul să se întoarcă la Hristos sau ca și cum ar fi o halebardă tăiasă și scântietoare care vă străpunge pieptul păcătosului care vine pentru a-l ține departe de îndurare. Nu așa stau lucrurile. Păcătosule, oricine ai fi și oriunde te-ai afla, cea mai mare mângâiere a ta este să știi că mântuirea ta este prin har. Pentru că, omule, dacă ar fi prin merite, ce te-ai face tu? Să presupunem că Dumnezeu ar mântui oameni pe baza meritelor. Atunci ce s-ar întâmpla cu voi, bețivii? Dar cu voi care înjurați? Aceia dintre voi care trăiți necurați și lipsiți de orice castitate și ale căror inimi l-au blestemat pe Dumnezeu și care nu-L iubiți nici măcar acum, ce v-ați face voi? Dar dacă totul este prin har, atunci toată viața voastră trecută, oricât ar fi de murdară și de spurcată, nu v-ar împiedica să veniți la Iisus. Hristos primește păcătoși. Dumnezeu a ales păcătoși. El i-a ales pe unii dintre păcătoși cei mai murdari. Deci de ce nu v-ar fi ales pe voi? El primește pe oricine vine la El. El nu te va izgoni. Au fost unii care l-au urât și l-au insultat în față, care i-au ars de vii pe servii săi și l-au persecutat prigonindu-i pe membrii lui. Dar de îndată ce au strigat, Doamne, ai milă de mine păcătosul, El s-a îndurat de ei pe dată și s-a îndurat și de tine dacă vei fi călăuzit să cauți aceasta. Dacă ți-a spune că pentru a fi mântuit trebuie să te trudești fără a ți se da har, ai avea o perspectivă sumbră. Dar dacă ți se spune, murdarule, poți fi spălat, mortule, poți să primești viață, zdrențărosule, poți primi veșminte. Voi toți cei ratați și cu viețile ruinate, puteți primi o mântuire deplină. O, suflete, fie să ai parte de har pentru a apuca mântuirea și atunci tu și cu mine vom cânta împreună spre lauda slavei harului dumnezeiesc. Amin. Predică din cartea Predici cu har.